Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe. Vă aducem în atenție o poveste plină de suspans și intrigi, în care vedem cum o personalitate cunoscută din lumea mondenă a decis să renunțe la un bun de preț. Despre cine este vorba și ce obiect valoros este pus pe tarabă? Răspunsurile le veți afla în cele ce urmează, dar vă garantăm că veți fi surprinși să descoperiți detaliile acestei afaceri inedite. Așadar, pregătiți-vă să parcurgeți un articol plin de emoție și curiozitate, în care se ascund secrete demne de o telenovelă. Vă asigurăm că nu veți fi dezamăgiți de cele ce veți afla. Ați auzit, probabil, că Oana Roman, fiica fostului prim-ministru Petre Roman, și-a scos la vânzare casa din Tunari. Unde locuiește alături de fiica ei, Isabela? Așa cum se întâmplă în astfel de situații, curioșii se întreabă cum arată această casă și ce preț de vânzare cere Oana pentru vila ei. Ei bine, să vă spunem noi, influencerița cere aproape jumătate de milion de euro pentru casa pe care a cumpărat-o cu 160.000 de euro în urmă cu aproximativ 4 ani. Destul de interesant, nu credeți, dar ce oferă această casă pentru suma de bani cerută? Pentru a vă face o idee, vila este compartimentată în 4 dormitoare, 2 sufragerii și un dressing. De asemenea, Oana Roman dispune de o curte foarte spațioasă, ceea ce face ca prețul de vânzare să fie destul de piperat. Dar nu vă lăsați păcăliți de prețul inițial de achiziție. Pentru că se pare că Oana a investit ceva bani în casă și a făcut numeroase cheltuieli pentru a o aduce la nivelul actual. Acesta este unul dintre motivele pentru care a scos-o la vânzare, locuința fiind perfectă pentru o familie cu mai mulți copii. Și nu-i așa că ne întrebăm mereu de ce oamenii celebri au astfel de decizii? Ei bine, în cazul Oanei Roman, motivul pentru care a luat această decizie radicală în privința casei din Tunari este despărțirea de partenerul de viață, Marius Elisei, dar și din cauza facturilor și întreținerii care necesită foarte mult timp și bani. Se pare că vedeta s-a gândit bine înainte de a face acest pas și a decis că este mai bine să se mute în altă parte, dar, atenție, Oana Roman nu intenționează să se mute într-un apartament. Deci s-a despărțit de casa în care a trăit frumoase amintiri alături de fiica ei, influencerița vrea să se mute tot într-o vilă. Momentan, testează terenul și așteaptă oferte din partea celor interesați de locuința pe care a amenajat-o după bunul său plac. Oana Roman a vorbit și în trecut despre casa sa din Tunari, mărturisind că a fost o investiție care a depășit așteptările ei. Am o casă imensă, cu grădină, cu pruni, cu livadă, am tot ce-mi dorește inimioara. Mi-a depășit așteptările. Toată viața mi-am dorit băi mari și acum le am, spunea fiica lui Petre Roman în 2019, când și-a cumpărat casa, conform Ziro. Așadar, chiar dacă acum Oana Roman a decis să renunțe la casa ei din Tunari, nu putem să nu apreciem efortul și investiția pe care le-a făcut în această locuință. Cu siguranță, vila va atrage atenția multor persoane care vor dori să locuiască într-un spațiu generos, perfect pentru o familie numeroasă. Curtea, livada și grădina vor fi un plus pentru cei care vor să se bucure de liniște și natură, dar, revenind la prețul de vânzare, este oare justificată suma de aproape jumătate de milion de euro? E posibil ca Oana Roman să fi investit în renovări și amenajări interioare care să justifice acest preț. De asemenea, este important de menționat că locația este una favorabilă, la doar 200 de metri de ieșire spre centură sau Pipera. Astfel, viitorii proprietari vor avea acces ușor la principalele zone ale orașului.